Gata! Noi credem atât de profund în planul Führerului, care vor schimba din temelii ordinea lumii, încât... încât... așa cum a spus-o și capitanul, poate să se prăbușească neamul întreg deodată cu axa, dacă, Doamne ferește, s-ar produce înfrângerea acesteia! Asemenea cuvinte sunt o blasfemie. Nimeni n-are voie să le rostească, indiferent de credință ori convingeri politice. Certificat medico-legal. Procedând conform dispozițiilor date de domnul prim-procuror al tribunalului Ilfov, am constatat următoarele. Moartea victimei a fost violentă. Cadavrul prezintă 3 plăgi orificiale de 7 mm, provocate prin armă de foc. În regiunea pectorală dreaptă deasupra mamelei, un orificiu provocat prin armă de foc, la nivelul unghiului intern al ochiului stâng, și un alt orificiu în regiunea mijlocie a obrazului stâng. Traiectul proiectilelor a fost antero-posterior, unele penetrând în direcție stânga-dreapta, altele provenind din direcție opusă, de la o distanță relativ mică. În dimineața zilei de 28 noiembrie 1940, mergând cu bicicleta spre post, l-am întâlnit pe gardianul Zamfir, care venea spre chestura poliției Ploiești și care mi-a spus că în raza postului nostru se află un cadavru cu barbă. Am plecat imediat la fața locului și pe șoseaua Ploiești-Strejnic, la circa un kilometru de comuna Strejnic, pe partea dreaptă a drumului, la o distanță de 20-30 de metri în iarbă, am văzut cadavrul necunoscutului cu barbă, un bărbat masiv în etate de 68-70 de ani, căzut pe spate, cu mâna dreaptă puțin depărtată de corp și degetele împreunate ca pentru semnul crucii. Din faptul că pe cadavru se afla brumă, personal cred că victima a fost ucisă înainte de miezul nopții.